Bună ziua la toți! Mă simt bucuros să vedem reprezentanții Ministerului, reprezentanții Guvernului, reprezentanții Consiliului Raional, la așa eveniment foarte frumos, deschiderea cabinetului radiologic nou, care a fost aparatul prezentat de către Ministerul Sănătății. Chiar suntem mulțumiți, fiindcă aparatul cel vechi avea de anul 10 ani și cu aparatul acest nou, cu putem să facem față la toate problemele care sunt la pacienți, la cetățeni, Traionul Cimișlie. Luăm în considerație că Traionul Cimișlie, Spitalul Raionul Cimișlie, servește toată chirurgia și traumatologia din Raionul Băsărăgească. Și este un flux de pacienți foarte mari. Anul acesta fluxul a crescut încă mai mare decât de anii precedenți. De asta suntem foarte, foarte bucuroși. Mulțumesc mult! Colegi, bună ziua! Eu sunt Gasna și Alexandru. Noi, pe o parte, ne cunoaștem, o parte, prima dată, ne vedem. Astăzi, de fapt, noi... De fapt, am un grad de mândrie să fiu aici, din câteva motive și pe care vreau să vă le zic. Primul este faptul că, totuși, mergând pe aici, cu colegii discutam cum s-a dezvoltat infrastructura în Cimișlie. Pentru că, când eram student, eu am făcut practică la Băsărăbească și eu treceam pe la Cimișlie și când trebuia să... activitatea mea de rezidență o termin, deci trebuia să fiu repartizat la Cimișlie. Și, nu știu, spre greț sau spre bine, n-am ajuns aici. Atunci era încă reconstrucție foarte multe lucruri, dar pe o perioadă lungă de timp s-a dezvoltat foarte mult orașul. Și a doilea lucru de mândrie este faptul că avem posibilitatea să discutăm și astăzi leitmotivul este acest aparat de radiologie și radioscopie. Este esențial din punct de vedere acordării serviciilor și calitative serviciilor medicale. Atunci când a fost inventat de Röntgen, iarăși prin minune, practic a fost și a primit premiul Nobel pentru acest lucru. În 1917 a primit premiul Nobel, primul premiul Nobel pentru fizică și a fost cea mai răspândită invenție. În general, în timp de un an de zile a fost instalate prin spitale și se foloseau în diferite scopuri. Acum noi nu ne imaginăm să avem activitate medicală fără să avem cel puțin o radiografie calitativă digitală care să aibă minim risc pentru pacienți. Și uitați-vă că este posibil și acest lucru este din proiect CEP. Sunt mai multe radiografii pe care le-am instalat în instituții medicale. Noastră știți că noi reorganizăm serviciile medicale acum și poate este și un grad de suspans și anxietate ca ce va fi viitorul Spitalului Raional Cimișlie, pentru că auzim și în presă și peste tot că se instalează anumite dispozitive, se regionalizează anumite servicii și cumva intern probabil sunt anumite lacune pe care noi nu le-am discutat, care este viitorul acestei instituții. Vreau doar să menționez că viitorul acestei instituții îl dictează doar lucrătorii care sunt în această instituție. Deci nu există o autoritate care o să zică că gata, de astăzi nu mai activează sau anumite servicii se închid. Deci aia, încă a doua mândrie pe care o am, sunt calitatea serviciilor pe care dumneavoastră le acordați. Și asta noi vedem statistic, cum se mătățește practic anual. Dumneavoastră aveți o activitate chirurgicală enormă în această instituție și nu numai, ceea ce este de invidiat frumos din jur de spitalele raionale care sunt în jurul dumneavoastră. Pentru acest lucru vreau doar să menționez că în timp de 2 ani de zile Ministerul Sănătății a investit mai mult de 13 milioane de lei în instituția noastră prin diverse dispozitive medicale și care au fost procurate, inclusiv și ultrasonografii, stații de oxigen, stații de generator electric, defibrilatoare, mese, brancarde. Și asta este doar începutul, pentru că dumneavoastră aveți o misiune frumoasă pe viitor. Da, nu este un spital subregional, dar misiunea lui va fi nu doar de backup sau de protecție pentru spitalele subregionale, dar va fi anumit tip de servicii, inclusiv cele chirurgicale, pentru că o să continuați activitatea chirurgicală, că indicatorii sunt foarte buni,
dar noi vom dezvolta și sistemul de reabilitare, serviciul de reabilitare, de îngrijiri de lungă durată, plus aveți o, deci instituția noastră este din câteva blocuri, dar ele sunt foarte aproape una de ele și noi putem să le unim, să avem un circuit și un flux și un traseu a pacientului, pentru că prima dată este satisfacția pacientului, inclusiv satisfacția pacientului depinde de satisfacția medicilor care activează. De aceea o să depunem împreună efort ca să aveți acel grad de, de plăcere activând în instituția dată. De asemenea, în 2023, deci ce este cam unic în regiune, deci este, s-a investit într-o salină, ceea ce nu este prin alte spitale din jur. Și salina, inițial când noi și cu domnul director discutam, era așa un pic fantastic, noi facem servicii, dar salina nu se încadra în, în spectrul de investiții pe care Ministerul Sănătății l-ar face, dar domnul director ne-a convins foarte mult și eu cred că asta o să fie un plus valoare serviciilor pe care dumneavoastră le acordați. Și nu în ultimul rând este investiția de 4,4 milioane în terapie intensivă, care acum se construiește, pentru că fără o terapie intensivă noi nu putem acorda calitativ anumite servicii sau să creștem gradul de intervenții chirurgicale sau terapeutice pe care acordăm pacienților. Nu în ultimul rând, vreau să menționez și colaborarea frumoasă cu autoritățile locale, pentru că aici nu există un singur jucător. Deci ceea ce obținem și succesul este un succes colectiv și este comun, nu poate fi unilateral, iar dumneavoastră sunteți pilonii acestui succes. Și intern ne mândrim foarte mult, pentru că avem foarte multe deci mențiuni pozitive față de activitatea instituției noastre și vă felicit cu acest lucru și să ne bucurăm și chiar ne bucurăm împreună de succesele noastre. Vă mulțumesc! Mulțumim! Da, domn secretar, vă salut în primul rând de prezența dumneavoastră aici în Șinșlia. Noi, ca autoritate publică locală, nivelul 2, am fost și vom fi permanent bucuroși de investițiile care se petrec în raionul nostru, raionul Cinșlia. Deci asta mai dă dovadă inclusiv și prin instalarea acestui aparat radio... Radiografie și radioscopie, da. Nu cunosc termenii medicali de asta și nu am putut să spun. Spitalul Regional Cimșlia a fost și pe perioada când a fost în gestiunea Consiliului Regional Cimșlia, permanent în construcție, permanent în șantier, inclusiv cu donațiile și mulțumim foarte mult partenerilor din România, au contribuit foarte mult în dezvoltarea și la preparația însuși a blocurilor din instituția noastră. Noi suntem siguri că odată ce a trecut în gestiunea Ministerului aceste investiții și vedem inclusiv și prin statistică, prin rezultatele care sunt, se vor petrece în permanență, în continuă permanență, investițiile în spitalul regional, fiindcă până la urmă satisfacția noastră este atunci când cetățenii noștri din raionul Cinșlia vor primi servicii calitative și la timp, să spunem așa. Așa că salutăm foarte mult investițiile în continuare și vă mulțumim Ministerului pentru tot efortul care îl depuneți pentru Spitalul Regional Cinșlea. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegi, ce ne dorește să se expună ceva doleanță sau ce dorim să facem pe viitor? Unde noi ca Minister să ne axăm? Curaj! Și, stimate domnule secretar de stat, stimate domn președinte, domn director, domn reprezentant al guvernului, dragi colegi, suntem foarte bucuroși astăzi totuși să vă avem alături, în această zi importantă, alături de noi, pentru că astăzi inaugurăm cabinetul de radiologie și radioscopie, deci donată instituția noastră cu ajutorul Ministerului Sănătății. Și ne bucurăm foarte mult în ultimii 2 ani de toate serviciile pe care le avem în instituție cu ajutorul Ministerului Sănătății. Deci vedem totuși o creștere enormă în serviciile prestate de noi și de calitatea acestor servicii. Pentru că ne bucurăm și noi atât doctorii și lucrătorii acestei instituții, cât și
cetățenii raionului nostru și a raionului din adiacente, pentru că totuși facem totul pentru pacienți și atunci când pacientul este satisfăcut și noi suntem satisfăcuți și lucrăm și mai bine și cu speranțe spre bine. Toate cele ce s-au menționat că s-au făcut până la ziua de astăzi sunt lucruri foarte frumoase și lucruri foarte mari, cum s-a mai menționat că și acum suntem într-un șantier, da? Deci suntem acum în desfășurarea lucrărilor în secția de reanimare, care o așteptam de foarte mulți ani și sigur că și colegii noștri reanimatologi au așteptat foarte mulți ani și cu nerăbdare acest mare eveniment și care va fi iarăși un beneficiu pentru pacienții noștri de a se afla în condiții moderne, în condiții de siguranță și care sigur că vor da roade și mai bogate și succese și mai mari în tratamentul pacienților. De asemenea, cum s-a menționat faptul și despre salina care s-a construit la noi în instituție, iarăși este un succes pentru că avem mulți pacienți la reabilitare, atât maturi, cât și copilași care se bucură de serviciile acum, de a petrece timpul în salină, de a se recupera în patologiile broncopulmonare cronice și este într-adevăr un beneficiu că nu trebuie să plece nicăieri peste hotarele țării sau peste hotarele raionului pentru a beneficia de așa servicii, dar sunt aici, pe loc și nu trebuie să plece nicăieri, astfel economisind și timp și surse financiare. Într-adevăr, este un lucru foarte benefic și foarte bun pentru instituția noastră. Astfel, mulțumim mult Ministerului Sănătății și autorităților locale pentru implicarea în activitatea la zi de zi a instituției noastre, în dezvoltarea atât a infrastructurii, cât și a serviciilor medicale de calitate și moderne. Și astfel, totuși, cred că vom fi un spital mai modern, un spital cu un spectru mai larg, care am putea să acapărăm și să atragem cât mai mulți specialiști tineri, de care avem o mare nevoie, pentru că ducem lipsă majoră de cadre medicale și asta, într-adevăr, este un punct slab al nostru, dar sperăm că totuși Ministerul ne aude și o să ne repartizeze cât mai mulți specialiști tineri și suntem bucuroși atunci când ne avem pe pragul instituției și conlucrăm cu ei foarte bine și facilităm și intrăm și în situație și cumva și îi susținem și moral și financiar cât putem în limita posibilităților noastre ca să rămână pe un termen mai îndelungat la noi și să ne bucure de lucrurile frumoase care le fac în zi de zi. Pe viitor sperăm totuși la o colaborare tot atât de fructuoasă și sperăm la lucruri și mai mărețe, pentru că avem planificație cu domnul director de comun multe lucruri și sperăm să le realizăm în continuare pentru beneficiul cetățenilor și a lucrătorilor medicali. Mulțumim! Mulțumesc! Eu chiar aș zice un pic altfel. Deci noi nu, din punct de vedere a tinerilor specialiști, este o problemă peste tot globală, nu doar în Republica Moldova, și noi, ca minister, vrem să zicem că noi nu cumva suntem undeva sus și derealizați de realitatea care se întâmplă în spitale, în centrele de sănătate și în sistemul medical. Noi, din contra, zicem că dumneavoastră o să creșteți în așa calitatea serviciilor acordate, pentru că tinerii specialiști vor dori să vină la dumneavoastră. Deci, conceptul de repartizare un pic dispare, pentru că orice tânăr specialist va veni acolo unde are dispozitive medicale, unde poate crește profesional și unde cultura organizației este bună. Și atunci, dumneavoastră, iată, o să lucrați și lucrăm împreună la acest lucru, ca orice tânăr specialist să zică, eu vreau doar la ce mișlie să vin. Și doi, ce ne așteaptă pe viitor, inclusiv pe dumneavoastră? Pentru că nu sunt doar lucruri ușoare, pentru că orice lucru frumos necesită efort. În primul rând, vă așteaptă proiectul de reabilitare, în care se va lucra enorm de mult, pentru că o să identificăm și spațiul sau vom construi un spațiu deschis pentru pacienții de reabilitare din spital și din afara spitalului, cu cele mai moderne aparataje de reabilitare.
Doi, telemedicina, și asta nu este viitorul, deja legea de telemedicină este în Parlament, e va fi votată în două lecturi și asta ne va permite să facem consultații la distanță. Și cei specialiști care pe moment nu sunt sau ei nu sunt seara, poate pentru că vom crea hub-uri regionale, instituții republicane, în care vom putea face aceste consulturi în timp real, pe care vom externaliza anumite servicii. Și doi, tot ce ține de dispozitive medicale, imagistică, ultrasonografie, acum le vom conecta iarăși în timp real. Dacă nu este specialistul, dar este un tehnolog, radiolog, îl poate face investigația, iar descrierea să fie în timp real, să o primim nu peste câteva zile, dar vorbim de câteva minute, ca să puteți lua decizii. Și acest lucru va facilita foarte mult, pentru că noi avem și acquisition european și fiind țară candidată și acum noi practic sincronizăm și legislația. În cadrul instituției noastre vor fi foarte multe schimbări în cadrele normative ce ține de proceduri operaționale, vor fi anumite reguli de joc, vom revedea încă o dată traiectul și fluxul pacientului pentru satisfacția trecerii prin sistem. Deci noi avem foarte mult de lucru împreună cu dumneavoastră și timp foarte scurt. Noi ca neurologi, cei care ne ocupăm cu accidentele vasculare cerebrale, noi avem conceptul de fereastră terapeutică. În 4-5 ore putem salva viața unui pacient, și atât domnul doctor neurolog cunoaște acest lucru, iată fix același lucru de a remodela sistemul. Avem foarte puțin timp ca noi să ne mișcăm și să putem într-adevăr să facem lucruri frumoase împreună, pentru că este un singur jucător. Da, mulțumesc. Da, domn doctor? Domn doctor, bună ziua, îmi pare bine colectivul nostru și foarte bine primit în lauda noastră că un specialist din neurologie reprezintă Ministerul Sănătății. Foarte bine. Mulțumesc. Uitați-vă care este o problemă. Mulți consilieri la EONAR. Problema era cea mai mare, acordarea ajutorului medical de urgență pacienților fără poliță. Pe timpul era când s-a chitat sumele cele care noi le folosim pentru pacienții ăștia în acordarea ajutorului, parțial guvernul, parțial consiliul rănal fiind fondator, acum e la zero. Spitalul rănal, administrația poate vrea să spună, poate nu dorește, dar avem mai mult de 250.000 ca de achitat. Ele vin din spatele nostru. Pe timpul se vorbea așa, se vehicula că Comisia Națională de Asigurări spunea că voi vezi de unde, din ce și vă dăm noi, suma ce, dar ar trebui cumva de reglat situația, dacă este posibil. Și eu deseori vorbeam 30 de ani în urmă, dacă era posibil sau nu era posibil, discutam despre un computer tomograf. Știu că e scump. Cineva tot spunea, ei, las că la voi nu vă trebuie, las că la voi nu vă trebuie nicăieri. Când apare o problemă de urgență, fie traumatism, fie un aneurism, cum au fost de mult niște situații, chemăm noi serviciul de la Chișinău, ei ne replică, neurochirurgen. Nu știu să faceți la Comrat, nu știu să faceți dincolo. E o situație că dumneavoastră o cunoașteți, că e de complicat să te duci un pacient foarte grav. Hai du-l acolo, că nu este clar, că nu trebuie să achităm. E o problemă care ar trebui cumva, eu fiind în Italia, am observat spitale de 7.000, populația au tot ce trebuie. Da, țara e dezvoltată, e probleme, dar și noi tindem la ceva. Astea sunt doleanțele noastre. Domn doctor, ele sunt cumva foarte naturale și firesc din ceea ce ați spus și o să vă zic la ce soluții noi am ajuns, pentru că problema nu este doar în cadrul instituției noastre, este o problemă sistemică. Dumneavoastră a spus despre niște chestii sistemice. Primul, ce ține de actul medical. Nu contează, este boschetar, are asigurare, nu are asigurare, dumneavoastră ca medici aveți și obligația morală și obligația funcțională. Dumneavoastră ca medici nu vă gândiți la componenta economică. Dumneavoastră trebuie să acordați ajutorul medical. Ce ține deja de rambursarea acestor acumulări financiare care sunt,
Este de datoria domnului director, vicedirector și Ministerului Sănătății ca noi să le discutăm. Deci nu vă asumați anumite chestii care nu țin de competența dumneavoastră, ce ține de prețuri și partea financiară. Noi cu domnul, cu managementul instituțiilor, noi vom rambursa sau vom întoarce aceste datorii. Deci ele nu rămân cumva în aer, pentru că oricum este un buget, un buget care se alocă și noi o să le punem sau prin sistemul DRG, sau vor fi din bugetul de stat, deci ele vor fi acoperite. Ce ține de a doilea lucru este faptul că noi ne-am deprins să fim raionat pe teritoriu. Deci noi ne uităm doar la spitalul nostru. Și pacientul, spre regret, este legat de spital. Acum noi o să facem să fie un grad de concurență. Pentru că nu poate să se dezvolte spitalul, că nu toate spitalele sunt la fel. Nu toate instituțiile sunt la fel. Și sunt unele instituții care au servicii mai bune, sunt unele instituții care au servicii nu atât de bune. Și din considerentele acestea, ce o să facem noi? Prin regionalizarea serviciilor, din start la dumneavoastră nu are ce veni un pacient, să ajungă un pacient care are politraumatism și pacientul va fi adus acolo unde sunt servicii. Deci nu este sens să fie jocul de transfer interspitalicesc a pacienților, de sunat. Și noi, acum, sistemul Aviasan, care noi l-am desființat, a trecut la CNAMUP, serviciu prespitalicesc, cu siguranță el nu lucrează așa cum noi ne-am dorit și noi asta înțelegem și o chestie de șlefuire și comunicare. Comunicare, că toată lumea așteaptă cumva din senin să apară lucruri. Nu poate fi. El va fi readresat și va avea alt concept. Va avea conceptul consultativ. Nu are ce medicul să fie scos dintr-o instituție și să se ducă în altă instituție. Și din start, pacientul trebuie adus acolo unde este serviciu medical. Dacă noi dezvoltăm aici un serviciu, el va fi adus aici. Nu are rost să ne jucăm. Ce ține de computer tomografie, asta este viitorul apropiat. Acum deja unele instituții nici radiografii nu mai fac. Fac doar computer tomografie. Nu vorbesc de țara noastră. Și asta este inevitabil că o să ajungem, pentru că dacă în 1950, iată, noi avem ca specialitate, terminam să fim ca medici, noi ne trebuiau 100 de ani până informația medicală se dubla. Acum, în 72 de zile, informația medicală se dublează. Deci vă dați seama, noi nu putem să ținem pasul cu cunoștințele care le avem, de aceea noi o să facem, fiecare din noastră, inclusiv și eu, o să facem strict ceea ce putem face. Și să nu ne asumăm iarăși mai mult, să fie presiune și de burnout, pentru că e foarte greu să salvezi pacientul când nu ai cu ce. Deci mie mi se pare că este destul de logic acest lucru, de aceea noi o să, remodelarea aceasta o să treacă toate instituțiile, inclusiv și spitalele republicane, mari instituții, care trebuie să crească la un nivel mult mai mare și să descentralizăm anumite servicii, să ajungă și în spitalele raionale. Da, asta ne scoate din zona de confort, dar doar în afara zonei de confort noi putem face anumite lucruri și salturi spre lucruri mai bune. Așa că lucrurile acestea, ce zice, ele sunt foarte firești, așa că ele se rezolvă cumva de la sine prin acțiuni pe care le facem în alte direcții. Colegi, dacă sunt... și cel mai important ce am uitat să zic, noastră o să fiți printre primele instituții în care noi o să pilotăm sistem de digitalizare, un sistem de informațional, pentru că știți ceea ce avem noi, sunt doar 14 spitale pentru sisteme informaționale care nu sunt conectate, și doi este sistemul pentru medicină primară, care știți ce probleme au fost, acum cât de cât este lucrativ, dar, mă rog, așa este sistemul dat. De aceea, Spitalul Regional Cimișlia va fi în primele instituții care se va pilota, deci în viitor apropiat, un sistem informațional cu, la fel, ce zic, în sistemul informațional, asta nu e cum noi ne-am deprins sau cum, de exemplu, vedem în alte instituții, de exemplu, peste hotare, când sunt toate sistemele, terapie intensivă, cardiologie și rest. Este un produs național cu proprietatea statului, la care se vor conecta alte software, alte produse digitale. Așa că instituția își va procura singură, conform tuturor legislației în vigoare, acele dispozitive digitale necesare să conecteze serviciile interne la un produs național. Și aceasta va facilita mult mai rapid ca noi să toate procesele autonome să nu le scriem noi pe mână și să pierdem timp.
și aceasta va fi plus valoare ca să puteți vă orientați pe lucrurile într-adevăr medicale. În același timp o să creștem și autonomia asistentelor medicale, pentru că noi ca medici uneori facem lucruri ce ține de asistentă medicală, deci noi trebuie să facem, să luăm decizii și să facem acele tipuri de servicii medicale ce ține de medic. Și iar în același timp, asistentele medicale nu trebuie să se limiteze doar la niște proceduri, trebuie să facă și mai mult. La fel, din considerentele că odată cu integrarea europeană avem niște norme și directive care trebuie să le introducem. Iar asistentele medicale trebuie să aibă studii superioare. Și va fi acea zonă în care vom trece acest lucru. Așa că ne așteaptă foarte multe lucruri de făcut, dar, cum și-am zis, trebuie să ieșim din zona de confort. Sunt așteptările foarte mari la noi și noi sperăm că să putem să facem față la toate provocările și la toate așteptările acestea. Eu sigur că o să faceți față, că noi nu avem un control. Da. Foarte plăcut era legea în privința că să fie drumul, achitat drumul la specialiști care ar să vină din alte zone, pentru că până acum noi am avut cu consilierul Royal achitat până la 1 ianuarie 2024 la toți specialiști care vineau la noi să lucreze. Am cu drumul acest nou care s-a construit de la Chișinău până la Cimișlea, în principiu este 40 de minute de mers. Și noi avem anuștri doctori, 22 de doctori anuștri, noi avem încă vreo 5 specialiști medici care vin de la Chișinău, fiecare zi. Și este foarte venit că să fie achitat, drumul acesta ar să fie achitat de către Ministerul Sănătății și sperăm că ar să avem încă mai mulți specialiști buni care și ar să putem să facem fața pacientului și să asigurăm o calitate a serviciilor medicale. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc, Bușoiala, sunt șefa secției consultative. Noi avem probleme cu investigații din alte performanțe. Ele sunt foarte multe localizate în centrul Republicii Moldova, în Chișinău, da? Dar avem pacienți în vârstă cu patologii cardiovasculare, care necesită ecocardiografii, monitorizare EKG în timp de 24 de ore. Sunt pacienți în vârstă care nu au transport personal, deci se duc la fieră, acum cu încălzirea globală este foarte greu de circulat pe drumuri. Și avem o propunere din partea raionului Cimișlea ca investigațiile acestea să fie mai aproape de noi. Noi avem la Comrat, este și la Chișinău, practic, se duc pacienții noștri. La Comrat mai puțin, noi avem un sat care este mai aproape de Comrat și plăcere să duc încolo, dar majoritatea totuși se duc la Chișinău, dar rândul pentru a ajunge este foarte mare. Și, deci, ca să putem întrebarea aceasta, pentru pacienții noștri cu probleme cardiovasculare, ar fi bine ca undeva în teritoriu să avem investigațiile noastre. D'accord. Deci, eu nu am soluții de moment pentru toate problemele, dar vă zic ce ține de SIP-uri sau de altă, deci de performanță, investigații. Toate că ele n-ar trebui să fie considerate de altă performanță, pentru că ele sunt în protocoale și o chestie care de rutină se folosesc. Deci odată cu, deci la moment acum în sistemul public, spre greu a fost un vacuum foarte mare de dispozitive care ar trebui să corespundă secolul 21. Acum ele au fost instalate, vorbim și de computer-tomografie, rezonanță magnetică, angiografii, ultrasonografii, dar ele încă n-au reușit să fie contractate de către Compania Națională de Asigurări, pentru că este o procedură și birocratică și conform deci normelor metodologice, deci necesită un pic de timp și noi vorbim de 2-3 luni de zile ca ele să fie contractate și atunci se va deschide încă o poartă mult mai mare de dispozitive, cel puțin 9 computer-tomografii, 4 rezonanțe magnetice, ca ele să, pacienții să aibă acces și cu siguranță va diminua rândul și timpul de așteptare. În același timp, Compania Națională de Asigurări și lucrăm cu colegii de la Compania Națională de Asigurări foarte mult să creștem numărul acestor investigații contractate.
Pentru că înainte, eu și eu înțeleg că sunt foarte multe rapoarte de scris, de introdus. La fel se modernizează și această aplicație în care noi putem să introducem, să nu limităm numai două luni de zile sau să punem pacientul, dar să avem o fereastră mult mai mare de programare. Ce ține de Holter Monitoring de 24 de ore, iată, acest lucru ar trebui dezvoltat aici în instituție. Da. Deci, dumneavoastră aveți secții de cardiologie, noi avem de terapie. Noi avem medicul rezident, medicul cardiologu, care vine la noi, este repartizat, dar este angajat pe bine fiecare sâmbătă. Dar noi avem o speranță către dânsa foarte mare că ea să fie îndrenată și la în ECO, grafie și în Holter, ar să fie un specialist dezvoltat. Și noi ar să avem aici pe loc specialistul nostru. Chiar și în acest centru acesta am fost construit cu parteneri din România, unde este dotat cu ultrasonograf modern, în care poate să facă și ecocardiografie. Noi avem, avem dispozitiv medical, și avem specialistul care, pur și simplu, trebuie să o întrenăm. Și noi, toate chestiile astea, ar să facem aici pe loc. Perfect. Deci noi trebuie să extindem intern servicii, pentru că acesta este păcat să nu le avem aici. Eu înțeleg că sunt anumite bariere de resurse umane, dar soluție pentru acest lucru, atât timp cât nu avem, de exemplu, medic, deci noi vorbim în toamnă, aceste servicii puteți să le externalizați. Ce înseamnă acest lucru? Același ecocardiac, el poate fi făcut de un tehnician și se transmite în timp real sau se vede în timp real și atunci se poate, cel puțin pentru screening de văzut, este o problemă, fracție de ejecție, bine, nu intrăm în detalii medicale, dar se poate lua o decizie mai rapidă. Și ține de Holter Monitoring, că aceste date pot fi transmise iarăși, vorbim de hub și o să venim cu un ordin în Ministerul Sănătății, că noi deja l-am pregătit, ca să fie descrisă, să nu așteptăm sau pacientul să se ducă la distanță să facă aceste investigații. Le-ați făcut aici rezultatele prin externalizare, le-ați expediat și primiți răspuns. Și aceasta iarăși lucru va facilita activitatea dumneavoastră. Dar eu recomand să le dezvoltați intern, pentru că cât mai multe servicii și vă dați seama beneficiul lor și imaginea instituției. Da, tânărul specialist, îl creștem și îl lăsăm la noi. Da. Anul viitor punem în vizită cheltuieli pe procurarea aparatului Holter. Cred că și Ministerul o să permită dumneavoastră ca președinții comisiei. Da, deja cumva mă sunt obligat ca să... Asta a promisiune de rând. Ați venit cu ideea. Foarte bine. S-a întâmplat. Deci chiar vă încurajez, pentru că investițiile, ele de fapt nici nu sunt investiții ce ține de sănătatea cetățenilor și accesibilitatea lor. Pentru că, într-adevăr, mai degrabă nu se duce pacientul să le facă la distanță, așa că le dezvoltăm, de fapt nu le dezvoltăm, le implementăm, ele sunt, vă rog. Cu atât mai mult că sunt și cursuri pentru preluare de competențe. Așa că eu încurajez și medicii care activează anumite domenii să ia aceste competențe, să facă acest tip de investigații. Pentru că am vorbit și cu universitatea și doamna ministră, la fel și cu domnul rector este de acord, noi trebuie să creștem alt tip generații de medici, să fim mai autonomi, pentru că noi depindem de foarte multe rezultate ca să luăm decizie. De asta, cum zice, hands-on, trebuie și noi putem să luăm cu aceste competențe, de exemplu, cardiolog să facă și ECO. Pur și simplu, noi nu putem să ne angajăm doar ca ultrasonografist sau ecograf, pentru că nu ai diploma de rezident, dar de studii, dar cel puțin de competențe pentru pacienții tăi, cu siguranță putem să facem. Așa că iarăși vă încurajez, veniți la cursul de la USMF pentru perfecționare și luați competențele pentru diferite tipuri de investigații. Chiar vă încurajez. Pentru cum este specialistul, imediat procurăm aceste dispozitive care sunt necesare. Colegi, dacă nu mai sunt întrebări, propun să mergem la dispozitivul de radiologie și radioscopie și domnul doctor să ne explice care sunt posibilitățile lor. Instituție, inclusiv de servicii urgente,
despre operare de radiografie și operare de scopie, deci practic verticalizator, deci de ultima generație și sunt destul de practice aceste dispozitive. Deci au fost procurate mai mult pe care le-am instalat, am să fost în proces de instalare. Așa. Și cu siguranță va aborda tot spectrul ce ține de investigație și mai ales de scopie, digestiv, probleme intestinale. Asta din ce știu eu, ca neurolog. Da, dar eu adaug așa, ca și pneumolog, că în dispozitivul acesta care a fost dotat în timpul Ministerului, noi încă am procurat și am dotat cu sistemul de tomosinteză în anul acesta. Și noi putem să facem tomosinteză pulmonară și tomosinteză la oasă, care este foarte important pentru studiile de diagnozii. Deci tomosinteză la pulmonară, și că este tot așa și cu tomografie, mică și este țintită. Și asta e important de menționat. Noi chiar au fost, chiar și mie, am fost interesat cu cât mai radiația este mai mică. Și specialistul care m-a instalat, a făcut operația noi pe NAMO, aparatul de care era Pulvera, el era semi-digital și specialistul a spus cu aceala era această parte, aceasta cu 30% mai puțin radiație. Noi nici nu vorbim despre aparatele cele rentgen care sunt și am un lucru la noi, da? Rentgenul patruzit sau omul. Asta e simplu, este foarte, foarte important. Pentru că sunt cazuri când trebuie să facem omul doar cu o pelicură, da? Trebuie să facem mai multe investigații pentru un scurt timp pentru stabilire de pacient. Este o foarte, foarte. Legi, felicitări, noi ne bucurăm împreună cu dumneavoastră cu acest dispozitiv și vreau și pacienții o să aprecieze acest lucru. Nu știu dacă sunt cele mai multe ministerul sănătății pentru acea formație și sigur că și pacienții vin cu mulțumiri pentru ca să beneficieze de așa servicii de calitate și, în primul rând, cum s-a mai menționat, din siguranță, pentru că ima o cantitate mult mai mică de radiație și asta este un beneficiu foarte mare. El este folosit și pentru ambulator, de fapt, majoritatea da, cabinetul va activa de asta și a fost plasat în incinta secției de internare, pentru că aici vom avea posibilitate de efectua radiografii 24 din 24, 7 din 7, deci pacienții vor fi asigurați în tot perioada timpului de servicii de radiografie. Și partea bună, vă zic, el poate fi conectat, pentru că este digital, conectat cu spitalele mai mari, care vor fi centre de descriere în timp real imagistice, așa că puteți externaliza serviciile noastre în caz că specialistul nu este pe loc sau sunt anumite probleme ce ține de resurse umane. Poate avem tehnologul de radiolog, deci el poate face cel puțin tehnic această investigație, descrierea să fie în timp real efectuată și reușită. Când domnul ministru, că să înțelegeți în principiu comunicațiuni și cu COVID-ul, tehnologia aceasta, da, mă am implementat în principiu, dar noi medicul radiologul la moment care lucrează la moment, el lucrează și medicul radiolog cu agresia. Și el vine la noi o dată sau două ori pe săptămâni să facă scopiile. Dar tot ce descriere, el face online și noi primim rezultatul practic în timpul zilei. Da, el online se conectează la sistemul acestui informațional de noi avem. Și e foarte, foarte ușor. Era o problemă foarte mare până la COVID, spunem așa, că medicul trebuia să vină să te plaseze la un doctor de 8 din 8 timp de la Crăcești sau de la Chișinău și vine numai o dată pe săptămână și pacientul